Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracol Scobaie Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de duminică, 19 iulie 2020, și vom folosi și astăzi setul de cărți de oracol al norocului și vom vedea ce mesaje primim și la sfârșit vă puteți da seama dacă rezonați cu aceste mesaje în funcție de situația prin care treceți și cum vă veți putea aranja ziua cu ajutorul acestor recomandări. Vom extrage două cărți ca în fiecare zi și, bineînțeles, dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Haideți să vedem. Și înainte să întoarcem cărțile, scoatem și o piatră pentru ziua de duminică și aceasta este putere. Deci putere. Veți avea o energie mai puternică pentru această zi și veți vedea fiecare în ce sector sau când vi se aplică acest mesaj. Iar cărțile, prima carte, dorință. Iar cea de-a doua, naștere. Foarte frumos, dorință, naștere. Deci, pentru unii dintre voi, dorința se va realiza. Dorința voastră în a da naștere se va realiza. Haideți să le luăm pe rând. Vedeți ce spune mesajul cărții? Dorința sau... Da, dorința inimii este pregătită să devină realitate. Foarte interesant. O dorință este foarte aproape să o vezi cu ochii tăi. Este foarte aproape să fie adevărată pentru tine. Te vei simți foarte fericită, emoțional și împlinită, iar aceste simțăminte, aceste emoții te vor înconjura o perioadă mai lungă. Pentru ca să fii cât mai clară cu ceea ce îți dorești, închide ochii chiar acum și pune-ți o dorință. Ce vezi? Simte emoțiile care te cuprind în momentul acesta și vizualizează-ți dorința. Vizualizează-ți dorința ca și când este deja împlinită. Simte din nou fericirea pe care o ai în momentul când vezi că dorința ți s-a îndeplinit. Apoi deschide ochii când ești pregătit sau pregătită și scrieți imediat pe o foaie de hârtie dorința pe care ți-ai pus-o. Puneți această hârtiuță cu dorința într-un portofel ca să poți să vezi zilnic sau pun-o sau înăuntrul așternutului de pernă. Da? Pe care dormi în fiecare seară. Aceasta este o foarte puternică virgulă carte, iar energia pozitivă te va ajuta să îți duci la materializare dorința. Pentru relațiile personale și dragoste, cartea îți recomandă să îți scrii dorințele care includ sau implică relația voastră pe o hârtie roz sau roșie și pune această hârtie tot așa într-un portofel. Reamintește-ți că dacă dorința ta este despre o veche iubire, câteodată universul s-ar putea să îți trimită o nouă iubire în viața ta, pentru că așa trebuie să se întâmple.
Pentru dorințe care implică familia ta, pune o poză a familiei și cu dorința scrisă pe spatele fotografiei, în sufrageria ta sau undeva unde poți să o vezi zilnic, într-o ramă roz, spune cartea. Pentru dorințe care implică bebelaș, deci naștere, vedeți aici, avem un bebelaș, o naștere, vedeți căpuțul și mânuța. Deci pentru dorințele de care implică un bebelaș, păstrează sau pune o fotografie a unui bebelaș cu dorința ta scrisă pe spatele fotografiei în dormitorul tău, pe noptieră sau undeva unde s-o vezi. În zona carierei și a banilor, această carte este despre dorințe care devin realitate. Plasează-ți dorința, care tot așa ți-o scrii pe o foaie de hârtie și pune-o într-un portofel roșu. Poți să-ți desenezi o carte de vizită, da? Dar fă-o ca să pară cât de cât reală, cu idealul tău job, deci să-ți fie cartea de vizită, sau cu business-ul, da, la care ești patron sau manager sau administrator sau ceva, o funcție pe cartea de vizită, cu numele tău, cu tot. Apoi aprinde o lumânare roșie și una aurie și zgârie pe lumânări cuvântul dorință pe ambele. Cu ușor zgârie cu un cuțitel sau cu un creion, dorință. Recomandarea Șarinei pentru această carte este să îți pui o carte de tarot, dacă ai la dispoziție, și aceea să fie 9 de cupe, sau dacă nu ai cărți de tarot, atunci cărți de joc, iar cartea să fie asul de diamant sau de diamante sau de romb. Da? Și pune această carte, una din ele, în portofelul tău și vezi cum visurile tale încep să devină realitate. Fii atent la ceea ce îți dorești, da? Pentru că se spune că tu ți-ai dorit-o. Universul îți trimite ceea ce îți dorești. Iar cea de-a doua carte începe cu mesajul: Universul sau energia universală îți aduce oportunități și posibilități. Foarte frumoasă culoare. Această carte reprezintă posibilități noi și oportunități pentru tine în transformare. Este o șansă foarte mare să începi de la început, pe măsură ce intri în această nouă fază în viața ta. Această carte, desigur, poate simboliza, exact cum ne arată și fotografia, o naștere a unui copilaș, o naștere a unei idei noi sau a unui proiect, chiar și o nouă persoană în persoana ta. Deci vei fi cu totul schimbat, vei fi o persoană nouă. Reinventează-te cu o nouă atitudine, cu noi hobby, chiar și cu o nouă dietă. Va fi totul ce este nou, este pozitiv. Dacă dorești să apelezi la o dietă, înainte consultă-ți medicul. De fapt, spune cartea că orice începi acum va fi cu succes. În timp ce această energie universală, de care spunea cartea la început, face curățenie, ca și când mătură, da? Mătură praful sau mizeria, o nouă aventură, un nou capitol în viața ta este pe punctul să înceapă.
în zona personală și al relațiilor, o nouă aventură sau o nouă iubire sau o nouă relație de iubire s-ar putea să înceapă foarte curând, sau un nou membru în familie este așteptat. Ar putea să apară prin naștere sau prin căsătorie. Viața ta personală crește și se extinde. Și va trebui să ai mai multe responsabilități odată cu această creștere a familiei, da? În zona carierei și a banilor, această carte este Cartea Creației. Este un început foarte prolific pentru cei care încep un nou business, care încep un nou serviciu, un nou loc de muncă, sau cei care au început cursurile unei școli pentru a învăța ceva nou. Deci orice nou este cu succes. Orice vei începe nou este cu succes. Acum oportunitățile sunt în mâinile tale. Nu le lăsa să scape. Este o perioadă pentru proiecte noi și este o perioadă perfectă care îți va aduce sau îți va atrage multă atenție, da? Te va ține foarte ocupat. Ascultă-ți inima și vezi ce simți și vezi ce îți spune inima, în ce direcție ești condus sau spre ce direcție ești condus. Tu îți cunoști pasiunile adevărate în viață și prin a asculta și a acționa conform instinctelor tale, vei planta semințe pentru un nou capitol în viața ta, care va fi foarte pozitiv. Și vei fi foarte mândru de ceea ce vei obține. Recomandarea Șarinei pentru această carte ne spune așa. Ananasul, fructul ananas, este semnul universal al ospitalității și al prieteniei. Plasează un fruct de ananas sau orice simbol cu acest fruct sau o fotografie în casa ta, în bucătărie sau în sufragerie, pentru a întâmpina transformarea și experiența care îți vor aduce bucurie și binecuvântări. Foarte frumoase recomandări, foarte frumoase mesaje pentru ziua de azi. Deci, ce poate fi mai frumos decât să iasă dorințele, îți devin realitate, iar această energie universală îți aduce noi oportunități și posibilități. Și chiar această carte poate reprezenta pentru unii dintre voi nașterea unui copilaș sau mărirea familiei prin căsătorie, da? Deci unul dintre voi aveți deja copii și voi căsătorindu-vă, familia vă va crește, bineînțeles. Acestea au fost, dragii mei, recomandările pentru ziua de duminică, 19 iulie. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici, puteți să realizați tot ce vă doriți, aveți grijă ce vă doriți, Universul vă va trimite într-o zi ceea ce vă doriți și să aveți grijă de voi, de sănătatea voastră. Dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, ignorați-le, nu sunt pentru voi. Eu sper să aveți o duminică binecuvântată, o săptămână minunată și nu uitați să vă iubiți, să fiți mai blânzi unii cu ceilalți și până data viitoare, dragii mei, numai bine!